într-adevăr, este o țară foarte plină de viață. Am fost la o nuntă și am rămas chiar surprins de faptul că non-stop acolo se dansează. Și învățat brașovanca, care, în fin, nu știu exact, doi pași în față, trei în spate, unul lateral și tot așa. E bine că nu e prea greu de învățat, adică bine, trebuie să te concentrezi un pic la început, ceea ce nu e așa ușor după ce ai băut 5 pahare de vin. De multe ori sunt și muzici care durează 10 minute, deci chiar ai timp să le înveți și să le dansezi și să le repeți și să-ți fie și setelea după aia. Lumea ar fi a mea, Doamne, ce n-aș da dacă m-ai iubi. Poate ar fi momentul ca și românii să descopere România. Viță românească.